Acum știi tu cum îi lai din... Vai de capul nostru. Și patru împărți la 2 ori 5. 61-42. Ai, cum ne-am întâlnit noi? Mai știi? Da, dar tu mai știi? Da, dar tu mai știi? De ce se întâlnesc băieții la WC-ul? Vă rog frumos să lăsați în comentarii. Și pe lângă asta... Și au trecut 13 ani. Știi piesa? Șefule! Când vii la muncă, șefule! Și îți dă două motoare de-astea cum intri. Vai de capul meu. Bine că mi-am făcut asigurare. Salutare, dragi prieteni din industria beauty! Astăzi, la podcastul nostru, îl avem invitat pe Vică, frizerul de la Constanța. O să ne povestească despre cum și-a început cariera, ne dă și ceva sfaturi din industrie. Totul va fi perfect. Vom râde, vom glumi, vom comenta tot felul de filmulețe, așa că urmăriți până la capăt, like, share, subscribe. Din partea vecinilor noștri avem o cafea extraordinară. Ai o cafea, vecinii noștri de peste drum. Așa că te rog să te servești fără nicio reținere. Putem să dăm noroc sau? Cu cafeaua niciodată. Super. Și să ne savurăm cafeaua admirând niște videoclipuri. Să le comentăm ca să ne dezghețăm puțin. Hai să vedem. Ia, îl vezi? Eu îl văd, dar tu îl vezi? Vai de capul nostru. Dar de ce îi faci așa? Hai de capul meu. Dar cu ce e, dar cu pământ? Nu. Că nu cred că era așa. Păi păr, mă. E păr. Bă, jur. Uite cum. Bă. S-a luat, Doamne. Deci aia vreau bine. Să îi păr. Pe lângă faptul că e super mic boracul, îi păr. Dar eu nu m-aș fi dus cu briciu atât de aproape de ochi, de pleoapă. Dar de ce e necesar să te duci cu briciu până acolo? Asta e întrebarea mea. Acum știi tu cum îi lai din... Îți intră un client din ăsta. Ce faci? Ce să-i facă? Îi recomand să meargă să-și facă unde se face așa ceva. Eu dar nu știu că dacă îți bagi laser, îți fierbi ochii. Dacă fac de-astea, nu. Dacă îți bagi laser, îți fierbi ochii. Știu sigur. Mai am avut-o pe cineva din cosmetică și mi-a zis că epilările astea cu laser nu poți să le faci în zona ochilor unde ai apă. Și la zona la punguța cu doi bani. Nu poți că să fac ouăle ca de Paști, să fierbe. Am înțeles, da. Prins și culoare? Prins, cred că culoarea cum îi place popii. Dar, serios, tu te-ai băgat cu briciu atât de aproape pe pleoapă, pe ochi sau... Ți-am spus nu. În niciun caz nu aș interveni în acel hal. Da, mă, și îți vine un... ai un client din ăsta. Dacă, Doamne ferea, ai un client din ăsta, ce faci cu el? Ți-am spus, îi recomand să meargă exact unde îi face cineva așa ceva sau... În India? La... da. Sau la băiatul ăsta? Eventual, să-l găsim. Vrei să-l găsim? Vorbim în... colegii, sunați pe Indiana Johnson. Tu l-ai angajat pe ăla care face așa ceva la tine în salon? Nu. De ce? Că am alergie. Nu-ți plac briceagurile. Hai că îi dăm al doilea. Asta e din America, asta. E, nu mai știu cum îi zice. Deci e un fel de bascat. E un nou trend la ei. Ăsta e invers, fix invers. Deci îi dă linia de zero efectiv aici. Aici îi dă cu shaver-ul, dar până aici. Și îi face fade exact aici, pe apex. În jos și îi face line-up aici. Și gata. Nu mai știu cum îi zice. Bă, apex, line-up, shaver, mader, fader, in the leader, in the middle. Ce dracu, măi, aia, mă? Aia face parte din categoria frizeri? E posibil. Păi e posibil, păi eu l-am găsit în categoria de, nu știu, super high fade, super freza. Ferească Dumnezeu că zici că are cuib la spate acolo.
Bă, nu i-a cred. I-a crescut osul occipital? Deci, din punct de vedere al, vorba lui domnului Ciprian Ungureanu, din punct de vedere al culorilor distribuite în această capodoperă, e ok, e echilibrat, negru jos, alb deasupra, alb. Da, are cele trei culori. Cunosc pe lume și le țin ca sunt odor. Nu măi, din punct de vedere tehnic, e corectă tonsoarea. Poți să mai dai, te rog, o dată, ca să o, hai să o descriem ca și cum ar fi juriu. Yeah. Și ce am mai observat eu? I-a dat și cu creonul alb pe aici. Adică conexiunile sunt făcute foarte bine din punctul meu. Da, da. Are un line-up extraordinar. Extra. Am sesizat și eu asta, dar am zis să nu scot în evidență. Deci, tonsoarea nu e făcută de un... Nu e la bancioare, e făcută de profesioniști. 100%. Crezi că o să se abordeze stilul ăsta de tonsoare și în saloane pentru aia care n-au păr, dar au barbă? Ei, sincer, nu cred. Sau așa sper. Bă, zic că... Dar orice e posibil. Zic să te apuci să predai chiar fix chestia asta. Apucă-te, predă-o, că este viitorul. Viitorul. Mai băgăm una. Din ia top. Să vedem. Ia. Ce mai avem aici? Uitați-vă puțin. Bă. I-a făcut evacuare. Bă. Scoate flăcări. Motor 12V. Băi, băiat. În fie mix. Acum știm că, știați că în legislația rutieră, dar în legislația din saloane din România spune clar. Dacă simți miros de fum în saloane, oprești activitatea și depistezi sursa, că s-ar putea să fie un foc undeva. Adică mai nu avem voie să avem în salon chestii improvizate. Da? Adică dacă nu mai merge uscător de păr, tăiem cablu, îl facem noi cu scociul. Deci nu avem voie. Și se trezește un angajat de-a tău și o face așa. Șefule! Când vii la muncă, șefule! Și îți dă două motoare de-astea cum intri. Vai de capul meu. Bine că mi-am făcut asigurare. Suntem în grea. Eu mă mai gândesc așa. Eu să lucrez la tine în salon și să am un client. Bă, poate nu chiar bătrân mai slab cu cardieții. Cansar cu cardieții. Bă, dar nu spray. Am un client mai liniștit, așa. Și tu la rândul tău poate dai cu briciu pe alt scaun lângă mine. Și în spatele salonului, unul. Șafule! Îți dă două motorete de astea. Ai putea să faci mai multe victime decât e posibil. Vai de capul nostru. Așa să te joci. Nu e indicat, deci nu faceți asta în saloane, orice ar fi, orice n-ar fi, nu faceți asta în saloane. Cu siguranță este un video făcut așa, doar pentru că s-ar putea să prindă pe TikTok. Că altfel eu nu înțeleg de ce ai face chestia asta, la ce ajută. Că nu pot. Poți să mai distrează copii. Poți să dai cu fixativul și cu, dacă vrei să faci puțin foc, puțin spectacol, da? Dar mă, să mai, poate era un backstage de ăsta, adică la tine salon voi nu faceți tărăgănit din astea, așa, hai să ne distrăm. Nu neapărat să fie virale sau nu cu scopul de a ajunge. Se mai întâmplă, bineînțeles, că nu, e normal că nu. Dar în niciun caz așa ceva. Adică nu. Să pui în pericol. Nu, nu, asta, clar că nu. Adică, hai să vedem care stă mai mult cu capul sub apă. Care, nu știu. Să bagi farfeca în priză, nu? Nu. Aveți glume din astea? N-aș putea să... La voi, la Constanța. Nu tunde sub apă acolo? Nu. Decât în mare. În apa de la salon, poate... Păi în mare. Facem un nou proiect. Hai apă. Să tundem... Sub apă. Sub apă, da. Să vedem. Mamă, dar trebuie să deschizi ochii tu, să-l țin drap aia în ochi. Dă-o, bă. Păi îmi pun ochelari. Next. Posibil. Ia uite. Mamă, îți vezi ce capace îi dă, cred că... Nu. Nu? Ia uite cum se aude. A, e și ASMR. Bă! Ia uite, uite. Dar ce-i faci? Îi aranjează părul?
Dar nu înțeleg. Relaxare, mă. Uitați-vă puțin. Perfect. Wow. Dar uite că e serios, vezi? Bă, stai... Ambii sunt serioși. Nu, deci stai puțin. E un serviciu, puțin. Cred stai. Că plătește în plus. Asta vreau să zic. Omul nu face la caterincă. Omul e serios. Și omul e profesionist. Gândește, mie îmi provoacă anxietate genul ăsta de clipulețe când îi văd cu spuma asta în nas, în urechi, pe gură. Simt că eu nu pot să respir. De aia am și ales. Cred că problema e la tine, de fapt. Da. Și la mine. Cred că am rămas în urmă. The one. Cum să rămâi în urmă la 20, cât ai? 25 de ani? Mai pune 7. 27 de ani? Nu, mai pune 7 peste 25. Bă, mamă, explozie. Nu împărți la 2 ori 5. 61-42. Cam așa. 86 cu 80, nu, asta e la Nelson, cu 86 cu 86 cu 86, asta dată de 4 ori. E de la tine, de acasă. E cu șampoane, frate, Nelson cu șampoanele. Nu știu pe asta. Vă punem și clipul cu Nelson cu 86 cu 86 și cu 86, odată de 4 ori. De păduchilor, voi nu vedeți, numai dacă calculați în șampoanele. Nu, 87 cu 87 cu 87 cu 87, odată de 4 ori, 87, 8 ori 5 e 40, 7 ori 8, 56 și cu 40 mâncava 9.600.000. Dar fii atent, pe lângă faptul că îmi provoacă o anxietate extraordinară, faptul că ai putea să ai în nas, în gură, pe față, în poziția aia, ca și client, și să-ți facă unul în halul ăsta, pe toată fața, pe toată, să te mângâie și în urechi, bă, deci eu nu suport spuma în urechi. Deci, ideea în felul următor, nu știu, cred că are training și clientul și frizerul. Pe așa ceva, pentru că mie mi se întâmplă în momentul în care îi tund bretonul, da? Îi cade păr pe față, în momentul în care îi dau cu fionul pe față de la distanță, face numai așa. În s-o ideea în care îl deranjează până și aerul care vine pe față. Eu nu știu ce, nu pot să-mi dau seama. Deci, eu am chestia asta, am mai văzut-o undeva, nu dau nume, că-s rasist. Nu mă, știi că au ăștia care au ghiuveta la postul de lucru. Sunt ghiuvetele turcești, în care când îi barberești, da, trebuie să îi speli pe față și îi speli tu pe clienți. Și am văzut când îl pune cu capul în ghiuvetă și îl vrea așa pe față și prin urechi, pe client. Mă, pentru mine să fac asta, adică o fac, ca ucenic, ca orice. Da. Eu nu sunt genul ăla de client. Să suport, să mă țin, eu nu suport când fac duș să-mi cadă apă pe față, am anxietate, îmi turna mama apă cu ligheanul în cap când eram mic. Okay. Și îmi venea foarte mult apă pe față și de acolo am frică de apă, de-aia nu știu să înot. Și de-aia nu fac duș și de-aia nu fac nimic cu apa. Ai alergie. Sunt în proces cu apa și am pierdut proces. Dar să-mi dea unul, să mă spele el pe față, aia, pentru mine e mult. E o anxietate de-a mea. Mm-hmm. Probabil mai sunt oameni care fac asta, dar totuși în România funcționează ghiuvetele astea turcești. Da, am mai observat și eu chestia asta. Nu aș face așa ceva, pentru că nu văd sensul să faci așa de exagerat. Mi se pare puțin exagerat. Da, mai sunt, știi că mai sunt tot felul de extra servicii. Nu la noi în țară, prin țările astea baltice. Mai avem vreun clip? Îi mai dăm încă unul. Haide. Haide. Stai. Și voi zici că... Uite la ea. Ăsta-i mișto tot. Frecția. Păi îi face la fel și în cap. Ascute briciul pe scalp sau? Ah, ok. Ca la unt. Ia. Vai de capul meu. Deci cred că e de ori 100 când găsești o barbă din aia foarte groasă și foarte deasă și îi dai să-i faci conturul aici pe obraz și cârâie efectiv când dai. Incredibil.
Hai să zic cu treabă. Și așa, mă, frate. Înțeleg că a început frizeria și tunsul, a început de la tunsul cu piatra, cu ciobul, cu... Uitați-vă puțin asta, îl finisează. Îl finisează, îl finisează. Astea sunt detaliile, îl finisează. Detalii. Tu gândește-te că omul ăsta, ăla s-ar putea să fie fiul. În primul rând. Cam cum îi face ăsta pachetelele pentru școală dimineața cu margarină? Am, îți dai seama ce dexteritate are. Bă, pe lângă, la noi sunt interzise briciurile astea fără lamă. Astea de trebuie să le ascunzi. Da, da, da. Omul avea trei metode de zero gap, cumva. Avea trei metode de levier. Ascuțea pe capul la copil, ăla e pentru detalii, ai zis, în palmă sau pe piatră. În funcție de cât de tare vrea să intre cu briciul. Da. Iarăși e o... Dar e o tehnică bună de tunsoare. Eu zic să o abordez acolo la tine la... Băi, sincer, am încercat. Dar nu sus aici. Efectiv mi-am dat linia de la zero cu trimărul și de desubt am curățat cu, cu briciu. Briciu, dar bineînțeles că am folosit un lichid. De frână. E la acolo, posibil. Nu știu ce am nimerit, dar acolo nu părea, cred că a dat cu apă, nu știu, și l-a frecat bine. Păi eu făcut frecția. Că așa se spune, deci nu o să mai face masaj la scalp, se numește frecție. Și pe mine mă sună oamenii, auzi, aveți să din ăla de frecție? Avem, dar e stricat și din pele. Oricât am judecat, da, am privit strâmb și am judecat drept sau am Hai privit să drept, fim serioși pentru un moment. Nu-i ușor ce face băiețașul. Cu siguranță nu-i ușor. Și lucrarea? Cred că e ok pentru posibilitățile pe care le are, că probabil păi, tu ai văzut cât că... e tunsoarea aia? Cum? Cât costă tunsoarea, ai văzut? Nu. Păi scria în clip, 0, ceva, 35 lire. Ah, păi atunci astea sunt posibilitățile, ce poți să undeva faci? La 1 leu, 2 lei, 3 lei. Yes. Nu știu, adică de bani ăștia, atâta skill, pac, pac, îți dă și ascute briciul palmă. E de apreciat. Da, corect. Păi probabil ți-am zis, nu are alte posibilități. Cine știe unde o trăi, unde s-a regizat clipul. Dar nu s-a regizat, mă. Nu știu ce l-a filmat. Eu cred că l-a filmat ceva turist ăsta, trecut pe acolo. Legat de... Ăsta, ți-au plăcut videoclipul? L-ai văzut că-s băiețaș? Da, mi-au schimbat, mi-au schimbat starea. Am vrut să te deschid. Și viziunea, foarte important. Nici o misiune fără viziune. Zi-mi acum că te-ai dezghețat, e primul tău podcast, asta e clar. 100%. 100% garanta. Jur, recunosc în fața legilor. Ai, cum ne-am întâlnit noi? Mai știi? Da, dar tu mai știi? Da, dar tu mai știi? Exact, ca într-o relație. Hai să vedem, fiecare spune tot câte un cuvânt și continuăm povestea. Să vedem dacă ne întâlnim în același loc. Acum? Da. Acum ceva, nu, stai să folosesc un cuvânt care să ne ajute. Deci locația. Locația? Începea, numele locației începea, unde ne-am întâlnit, începea cu W. Eram amândoi la baie, la veciu? Nu. Deci dacă nu ne-am văzut la veciu prima dată, ne-am văzut degeaba. De ce se întâlnesc băieții la veciu? Vă rog frumos să lăsați în comentarii. Și pe lângă asta, pe lângă asta vreau să vă mai rog pentru următoarele episoade să ne lăsați în comentarii link-uri cu videouri din industria beauty pe care să le comentez împreună cu pacienții, împreună cu participanții. Sper împreună să mă cu... fac bine după acest podcast. Băi, skill, aici ai și învățat chestii noi. Nu știu, zi-mi, recunosc că nu mai știu pentru că eu am crezut că ne-am întâlnit la Eșelnița prima dată. Sau în ceva seminar. La tine acasă ne-am întâlnit. La mine acasă unde? În Cluj? Da. La W. La locația cu W. Wonderland. La Wonderland. Uai, pățaș, carol. Vezi? Când am Vezi? Făcut evenimentul ăsta cu Radu, cu... Cu Radu, cu toți da. Băieții de la Craiova, de la... mamă, ce... De bucurie și de entuziasm am lapsus. La vremea respectivă, mie personal... Fix că am ieșit din pandemie. Da, mi s-a părut cel mai reușit eveniment până în momentul respectiv la care am participat eu.
Și pe lângă asta vreau să știi că am terminat munca la 7 seara, am terminat programările la 7 seara, am plecat spre Cluj, am ajuns la 7 dimineața, m-am dus la cazare, am făcut un duș, am venit la eveniment, am plecat la 7 seara, 7 jumate era de la eveniment, m-am dus, am dormit o oră, m-am întors înapoi la Constanța, am ajuns la 8 dimineața și la 10 mi-am început programări. Ca să vezi cât de mult... Cât de multe implici în exact. Industrie. Barbă Revolution, așa s-a numit evenimentul, îl găsiți pe YouTube, pe canalul nostru. Sau pe perete la mine, la salon, e sau diploma. Este diploma de participare. Sigur, da. Evenimentul făcut împreună cu băieții de la Craiova, băieții de la Brașov și cu Radu, care Dumnezeu să-l ierte, se prinsă la ușoară. Dar feedback-urile au fost bune de la toată lumea legate de evenimente. Pentru că evenimentul a fost pattern, că de atunci majoritatea oamenilor s-au luat după acel pattern de evenimente. Eu nu pot să trag concluzii de genul ăsta, tu te pricep mai bine. Da, da, dar frumos, da? Super, super, chiar da. Ai vreo amintire? Și locația foarte mișto. A, și locația mișto, dar da, s-a investit da. Bine, uitați-vă pe clip. Tu când erai mic mergeai la salon, așa ai? Să mă tund. La frizerie, la... Da, nu, nu, uite, știi ce... La, chiar mă gândeam acum câteva luni că nu dădeam atât de multă importanță. Te făceai acasă? Nu, mă duceam, dar nu știu când mă duceam. Acum dacă stau să mă gândesc, nu știu, să zici că bă, mă duceam să mă tund că îmi venea părul peste urechi și nu-l mai suportam. Nu mai țin minte. Dar mă duceam, bineînțeles că mă duceam. Și ai vreo amintire legată? Să-ți dau un exemplu, eu, ca să-ți spar gheața. Da. Eu țin minte că mă tundeam. Da. În, la mine în oraș, acolo, era un domn, bai, și tot timpul mă certa că lăsam capul așa pe o parte, știi? Dar eu lăsam pentru că avea o mașină atât de tâmpită încât mă ciupea. Deci aia nu tundea, aia epila. Te sălta așa. Smulgea firele și eu tot eram de la și nu mă ținea de cap de o parte și spunea să nu te mai miști, să nu te mai miști. Îți dădea contră. Da, el... Mamă, și țin minte că mergeam de fapt să mă tund. Mergeam de fapt să mă epilez în cap și nu mai, nu prea mi-a plăcut. După aia mi-a lăsat plete, în fine. Genul ăsta de amintiri, ai? Mi-aduc aminte că la un moment dat, neavând aici o zonă foarte evidențiată pe contur, la perciuni, mi-a făcut un contur. Dar unul singur mi-a făcut, că aici a zis că nu mai vreau. A intrat așa undeva până la urecu. M-a tăiat urecu. Mamă, a fost de la mare, mi-a rupt urecu. Oricum nu știu, că asta cu conturul. Mi-a dat cu curent. Și a dat cu șupraie cu curentul la urecu și curgea sângele de la urecu. Alte vremuri. Ai avut tonsoare castron? Dacă n-ai castron, nu ești beton. Era... Numai că am uitat castronul acasă atunci. A, nu, dar tunsoarea castron vine de la un domn din Dorohoi. Da. Care chiar avea un castron din fier sudat cu un mâner și îl punea, pac. Pe asta zic, eu uitasem castronul acasă. Nu, ăla avea frizerul. A, deci avea frizerul. Trebuia să aibă castronul lui. Înseamnă că era prețul mai mare. Aia, un sac de cartofi, două palme și să-i cumperi țigări la frizer și tunde, nu-i problemă. Fii atent, îți dau... Nu-mi da. Îți dau de ales. Am două plicuri frumos etichetate. Da. Unul este adevăr și unul este provocare. Da, pentru noi suntem de aia care ne mai jucăm. Noi suntem încă tineri. Adevăr sau provocare? E greu și cu adevărul, că eu știu multe lucruri. E greu și cu provocare, că eu am chef de multe lucruri. Hai, alege tu. Pentru mine. Bă, ca să nu zică lumea că nu știu ce și nu știu cum. Nu știu. Le amestec între ele. Până zice mâța mea și cocoș cu curigul. Hai, alege tu. Că nu știm acum ce care. Păi și... Păi vezi. Dacă sunt aceleași întrebări sau... Da. Ai făcut schemă. Nu, că-s plătite. Zi, alege unul, că acum nu mai știm nici care e adevăr, nici care e provocare. Hai, uite, l-aleg pe ăsta. A, ai ales adevăr, că provocarea e la mine. Păi și ce fac, îl citesc? Citești eu? Citești. Te descurci? Aduci un translator? Păi de asta întrebam dacă... Marian! Marinică! Marian!
Marian! Să vii, îl bag în p***a, și telefonul meu unde e? Sigur, îl citesc eu, nu? Citește-l cu voce tare și cu glas în suflet. Salutare, domnul taximetrist. Ai simțit la vreun seminar la care ai participat că profesorul vorbește pe lângă subiect? Gen că este seminar făcut pentru bani. Întrebări periculoase. Cum? Cum zice? Adevăr? Adevăr, da, trebuie să spui adevărul. Știi cum zic? Adică dacă te-ai simțit vreodată la un seminar, tu plătești, că tu ai fost la foarte multe seminare. Nu dăm nume. Da. Dar să simți așa că, bă, ce vrăjeală are ăsta proastă. Adică să vezi că seminarul e făcut efectiv pentru a lua banii și ura și la gare. Păi sincer să suntem spun. Suntem în epoca în care toți sunt traineri. Am înțeles. Da, sincer să spun, am fost și am văzut. Da, da, pachetul. Dar nu am văzut fix la modul întrebării. Da, cum? A fost ceva de genul repetitiv. S-a povestit aceeași chestie în două seminarii diferite de către același... Da. Era aceeași poveste. Aceeași poveste împărtită ca să desplătească. Da. Eu simt de foarte multe ori că asta cu seminariile a devenit o sursă de venit pentru că nu mai... Și, adică nu mai ai vrăjala de atunde, nu mai dai vrăjala din lucrare, că o dai, trebuie să o dai din povești și începi. Aceeași poveste să o întorci peste toate părțile, pe dedesubturile, să explici, nu mai spui, prima dată spuneai, spălați clientul de două ori pe cap, acum încep să explici, primul spălat, contopire cu natura, la sfârșit să plângi, că știți cum era când eu spălam, da, s-a dus, numai aceeași vrăjeală s-a descompus până la molecula cuvântului în sine. Dar am simțit și eu asta de multe ori și am zis, uite mă, am dat și eu bani. Deși de multe ori la seminarii nu te duci să înveți tot pe de-a rost. Exact, dacă e o singură mișcare, dacă e de la un seminar, e de ajuns. Se justifică investiția. Exact, exact. Dar știi că suntem în epoca în care toată lumea face cursuri, adică toată lumea vrea să învețe să fie frizer, că e cool și la modă și faci bani și ai bani, te tatuezi, da, ai bani, așa, te îngrași, te faci bani. Dar totuși, și foarte mulți traineri, dar totuși 2 luni de zile pentru un curs. Hai 3 luni cu excepții. Ți se par mult sau puține? Depinde de cum livrează trainerul respectiv, pentru că oricum, în esență, tu te duci acolo să înveți o oarecare bază. Să ajungi la un nivel la care, dacă te duci la un seminar, să înțelegi ce se predă sau ce se arată acolo. Deci, în concluzie, poate să fie benefic sau nu, în funcție de ce se livrează. Măi, băiatule, spune-mi adevărul. Nu-ți spun adevărul. Adevărul este doar o minciună. Gândești, în alte țări, majoritatea altor țări, nu există curs de 2 luni de zile. Și bine, PFA-uri avem doar noi și Franța, aia e altă poveste. 2 luni, 3 luni de zile, tu să înveți, n-ai ce să înveți. Decât o teorie, cumva faci o practică mecanică. Ți se predă o tehnică de fade, în principiu. Da. Și o pattern de secționare sau cum... Bun, și tu-ți faci salon după 2 luni? Să-ți faci salon? Păi nu despre asta vorbeam. Nu, dar asta se întâmplă. Asta nu, e total greșit. Nu are. Tu după ce îți faci cursul ăsta de 2 luni, îți iei o diplomă cu care îți faci salon. Ai dreptul că de aia îți faci. Diploma aia ți-o iei ca să te angajezi. Nu știu dacă ca e să o decizie corectă ai să-ți dreptul faci să-ți, un salon. Ai dreptul să-ți faci salon. Ai dreptul, dar din punctul meu de vedere este greșit. Eu știu oameni care erau în curs, te-am și filmat. Ei erau în curs, era o echipă care s-a întâlnit la un curs și ei deja își construiau salonul până să-și termine cursul. Uh-huh. Și când și-au terminat cursul, ei deja... Nici n-au început că au dat faliment. Nu, încă funcționează. Ok. Încă funcționează, stai tu liniștit. Da, înseamnă că... Eu consider, din punctul meu de vedere, că sunt prea puțin 2 luni pentru un curs. În Italia trebuie să stai 3 ani. Ca popa și după aia trebuie să mai stai nu știu cât timp. Asta știu, da. Ucenic, sare lumea peste etapa de ucenic, le frică, le rușine. Este posibilitatea să fie 3 ani pentru că după acești 3 ani tu
poate nu mai ai nevoie să investești în alte seminarii ca să te perfecționezi, că sunt 2 luni acum și că mai sunt încă 10 seminarii timp de acești 3 ani în care tu investești, până la urma urmei e cumva aceeași poveste. Da, câte bordeia te obicei tot timpul. Dar tu, cum te-ai apucat tu de meseria asta și să-ți faci și salon? Care a fost așa? Băi, aici e o poveste din copilărie încă, datorită faptului că situația financiară a familiei și a mea la 14 ani nu mi-a permis să îmi duc pasiunea mai departe și a trebuit să mă angajez în alt domeniu, să pot să câștig bani zilnic, pentru că ai probabil fost știm ai cu fost tot. Barman sau zugrav? Că astea-s meseriile. Barman. Da. În frizerie, orice frizer a fost înainte, ori barman, ori zugrav. Da. Ideea e ori că DJ. Trebuia să produc zilnic ca să am ca să trăiești zilnic. Bani, da. Și sunt au trecut 13 ani. Până. Știi piesa? Nu știu. Eu te întrerup așa ca să nu intri prea deep în aminti. Sunt amărât, sunt mai de steaua mea. Prea tare TikTok-ul ăla. Da, au trecut 13 ani, am fost barman și după... 13 ani barman? Da. Da. Și erai alcoolic? Da. În weekend. Alcool... Bă, stai că tu erai barman la mare. Și la soare. Mamă, deci tu erai prietenul tuturor. Din țară, vara. Trebuie. Păi dacă știam de tine, te căutam. Păi imaginează-ți acum să fi lucrat, nu știu, zugrav, cum ai zis tu, da. Să fiu zugrav 13 ani. Păi puteam să am o conversație cu tine acum? Nu, că n-aveam... Da, prima dată mă papagalul. Întrebai, fix ca în frizerie, cine v-a lucrat aici? Aia era prima întrebare. Da, și după am lucrat în Anglia, la Amazon. Ah, ca toți frizerii. Da, exact. Ca să strâng bani, să pot să mă apuc de treaba asta, de pasiunea mea. Că am tuns de la 14 ani, îmi tundeam prietenii, mă tundeam deci singur. Aveai... Da, da, da. Da. Asta era pasiunea mea și am știut și mi-am setat că la un moment dat, când îmi voi permite un an de zile să nu produc niciun leu, că te angajezi la procent și nu produci nimic, da, da? Da. Și aduci bani de acasă, mâncare și așa mai departe. Dacă ai casă. Da. Dacă nu stai pe terasă. Și aduci bani de pe terasă. Da, exact, ca să rimeze cu casa. Exact. Da. Bă, da, să muncești, să ai destui bani încât să stai degeaba un an și decizia ta e să investești într-o altă meserie, e un efort. Un efort foarte mare, psihic, fizic și din toate unghiurile, că n-ai nicio bază. Atunci ți-o creezi și ce să vezi, aveam 29 de ani când am făcut treaba asta. Mamă, la 29 de ani, deci... Bighidii, puștii sau cum vreți voi să le spuneți, ăștia de 17, 18, 19 ani de să fac toți frizeri și așa. Nu înțeleg ce înseamnă să dai tu banul tău muncit pe bătăturile tale și pe cocoașa ta, să-l dai pe ceva ce nu știi în ce direcție se duce. Olin, așa. Asta e, cred că generația noastră îi predispusă la sacrificii de genul ăsta. E posibil, mai cam caz, că în sinea mea a fost o certitudine că nu arunc banii nicăieri și că e o investiție corectă, că e pasiunea mea, știam asta, adică nu mă duceam de plăcere și mă duc de plăcere, nu consider că mă duc la muncă, în niciun caz. Mă duc efectiv să-mi hrănesc pasiunea zi de zi la programările pe care le-am. E cum e pentru mine, terapie, când tund eu poate să vină războiul, adică e altceva. Da. Mă deconectez efectiv în momentul în care am luat foarfeca în special în mână. Un an de zile te-ai dus în cursuri, toate cursurile din România. Da, 16. Și 16? Da. Și ai fost și în afară, la... La Sonu Herrera, da. De la Tony Engai. Ești mai pe texturări, mai pe ala, da, da, te-ai da, dus da. Pe Vidal să sunt pe greutate într-o soare. Da. Foarte bine, în sfârșit. Mai cunosc și eu puțin oameni. Păi mă reprezintă textura. Îmi place, da. Și bun, mai departe. Bagi cursuri, nu faci bani, încep să tunzi. Și ce să vezi că la un an și jumătate, la academia la care am fost și am învățat practic baza, m-a sunat să merg să susțin
seminarii sau? Nu, să merg să predau acolo pentru începători. Chestie care m-a propulsat și mi-am dat seama că probabil fac bine ceea ce fac și că am învățat îndeajuns de mult, încât să pot să învăț și pe altcineva, cel puțin pentru nivelul pe care l-aveam atunci. Am predat acolo 6 luni de zile, 3 zile pe săptămână eram la academie, 4 zile la salon. Și în felul ăsta am devenit, să zic, mai cunoscut în oraș și nu am mai făcut față la un moment dat cu baza mea de clienți, pentru că plăcerea mea cea mare este să tund. Da. Și atunci, după 6 luni, am zis hai să punem stop, pentru că nu mai fac față cu programările de la salon și a trebuit să pun pauză și să, și să reiau cursurile de perfecționare pe care le... Păi asta cu predatul nu-i mare șmecherie. Asta e... Face parte. Îmi place să exploatez pasiunea mea pe toate ramurile ei. Mi se pare că sunt dator să fac treaba asta pentru meseria și pasiunea pe care o am eu. Corect. Dar ce știi să faci cel mai bine, aia trebuie să faci. Acum, dacă tot sunt străine, nu trebuie să fii și tu neapărat. Da, mi s-a oferit oportunitatea. Sunt oameni adică care știu să predea, nu știu să tundă. Sunt oameni care știu să tundă și nu știu să predea. Bineînțeles. Atunci fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui. Da. Bun, și ți-ai făcut salonul tău? Da. Cu oamenii tăi, cu alea, cum e, cu angajați, cu nebunie, cu vezi că nu poți să tundă ca tine. Nu poți să tundă ca mine, dar majoritatea dintre băieții pe care i-am la salon acum, ei mi-au fost cursanți la academie unde am predat și atunci s-au aliniat cumva. Planetele. Da, ca să fim pe aceeași lungime de undă. Și... sincer, sunt foarte, foarte mulțumit de ei. E multă muncă. Să-ți faci un salon, eu nu mi-aș mai face. Dar, păi, muncă multă, păi, trebuie să facă parte din piticul tău, de pe creier. Să-ți faci exact. Odată în viață în salon și după aia te-ai liniștit și te... Ideea e că eu mi-am dorit să-mi fac salon ca să pot să duc pasiunea mea la următorul nivel. Că să tunzi, ce poți să ai în afară de foarte mulți clienți? Trebuie să treci la un următor nivel dacă îți dorești. Mai următorul bun. Pas. De la primul puștan suntem următorul pas. Fii atent, am o rubrică care se numește Pace, pace, între două dobitoace. Adică, în rubrica asta, trebuie să faci pace cu cineva. Cum trebuie. Da. Păi noi suntem aici. Trip de ucenic este un giratoriu al emoțiilor și al sentimentelor din industria beauty, în care noi trebuie să luăm toate dobitoacele, trebuie să luăm toți oamenii, să-i împăcăm, să-i... Bă, sigur ai făcut ceva în viața ta și n-ai apucat să-i spui acelui om, bă, eu am fost sau îmi pare rău sau... Bine, cine are adevăratele cohone să-și sună pe oamenii cu care s-o certat real. Și eu trebuie să arăt că am. Tu trebuie să arăți că ai cojones, mă. Bă, un om cu caracter trebuie să știe când să-ți ceară scuze și când să recunoască că el a greșit. Și le spun asta inclusiv elevilor care îmi scapă foarfeca pe jos și nu-mi spun. Spun, bă, vino și spune, bă, eu am scăpat-o, îmi cer scuze. Dacă vrei, o repar, dacă nu vrei nimic, aia e, dar măcar știi. Da, corect. Sau dacă mă cert cu cineva... Ala, acolo îți trebuie un pic de alt curaj să-l suni, să-i spui, bă, și ceva, ne-am certat, îmi pare rău, am fost proști, am fost doar eu, asta este. Știi ce am observat pace, în ziua de azi? Pace, da. Am observat în ziua de azi, în vremurile astea, că e foarte greu să fii asumat, în general. Ca doi bătrâni povestim, dar zic. Da, exact, păi da. E greu să, cum să-ți asumi? O să ajungem și în punctul ăla. Cum să-ți asumi? Ce rost are? Când știi să-ți asumi, nu? Cel mai ușor să te eschivezi. Da, mă, dar nu eu, dar știi că m-ai făcut și ăla. Uite, o să facem ceva. Hai, vreau să faci pace cu cineva. O să-l sun pe unul dintre băieții de la salon, de la mine de la salon. Așa. Mi-am promutat mașina într-o așa. Perioadă în care mașina mea era stricată și era la servis. Și... Ai băgat-o la manetă. Nu. Am mers cu ea, dar i-am făcut pană la mașină. I-am reparat pana, dar nu i-am spus că s-a întâmplat treaba asta. Am considerat că nu mai e necesar.
Am crezut că ai făcut pană, ai lăsat-o în fața blocului, te-ai urcat la el, ai dat cheia, bă, mersi, mișto, vezi că e tot ok. Și pe el când coboară, vede pană. Și zic, bă, nu știu, ți-am lăsat ok. Nu, nu, la nivelul ăla, nu. Nu, nu. Păi sună-l, hai să vedem. Hai, ia să vedem. Dacă ai tupeu? Ia să vedem. Ia să vedem. Deci îl sun pe... Domnul Mandea. Mandea! La moldoveni, Mandea înseamnă băiatul de băiat, adevărat, puternicul. Hai să vedem. Foarte frumos, până să răspunde tu, foarte frumos, se primește telefon de la owner, de la șef, de la partener, coleg, să zică, bă, uite, te-am sunat că vreau să-ți recunosc o chestie sau... E foarte tare, eu cred că o să aibă un impact foarte mișto pentru el. Hai să vedem. Dacă răspunde. Hai să vedem. Da. Ce faci, Mandea? Uite, domnul. Ia, dă-te puțin mai într-o parte, ca să mă auzi puțin mai bine. Mă auzi, da? Bun. Vroiam să zic ceva. Am omis să-ți spun, dar să știi că atunci când mi-ai împrumutat mașina, eu am făcut ceva cu ea. Ce mașină? Ce? Mașina ta. Fordul. Băi, uite cum a fost. Eu i-am făcut pană. I-am spart o roată, dar nu ți-am spus. Și efectiv am reparat-o și am considerat că nu mai e nevoie să-ți spun. Am înțeles, deci nu e o problemă. Nu. Aveam remușcări sau ce? Aveam ceva remușcări, că de obicei nu las lucrurile neclarificate. Nu am ce treabă. Dar care din ele? Cum? Aia din dreapta față. Păi da, n-ai făcut tu. Aia așa se lasă de la tine. Păi probabil se lasă acum că n-a făcut-o cum trebuie. Păi ce, te-ai trezit cu ea pe jos sau ce? A avut un cui. Ah, posibil, e cauzat. Nu știu, oricum aia și până să le schimb cu astea, caucicurile, asta se întâmplă. Am înțeles. Da, adică atât vroiam să zic. Și eu zic că etalonul de la efectiv e jantă, că e strâmbă și scapă pe etalon pe acolo. Am înțeles. Deci orice s-ar fi întâmplat, tu mă scoteai din calcul. Nu vedeam seama la cum ar adus, sincer. Ah, e bine atunci. Poate mai greu. Bun atunci. Hai că ne auzim un pic mai târziu. Aștept. Ceau, ceau, papa, spor. Na, te simți mai bine făcând, recunoscând-o... Da, mi-am luat o piatră de pe inimă. Exact, vezi? Cine sunt, bă, nu-i bine să-ți iei astea în tine. Spune-le... Că m-au luat și emoțiile acum. Că... Păi, aia, vezi? Aia, altă. Da el, da el, că stă acum și tu unde... Bă, dar oare de ce nu mi-a zis? Asta e pe moarte sau ce are de recunoaște toate greșelile? Știute și neștiute. Da. Bă, așa e cu frizeriul. Sunt ocupați mai vorbească și da, despre altele. Nu crezi că e bine să faci lucruri de astea? Ba da, 100%. Păi asta ziceam și mai devreme, că asumarea e... E cheia înțelepciunii. Ba asta cu asumarea, bun, că ne asumăm, suntem frizeri, da? Uh-huh. Ne tatuăm toți foarfeci. Știi? Am și eu. Ai grijă ce spui. Bă, de ce dracu vă... Știi de ce? De ce vă tatuați voi farfeci, da, dacă voi tundeți numai cu mașina de tuns, mă, că nu mai știi... Păi care voi? Frizerii. Eu doar ce ți-am spus mai devreme, că pasiunea mea e în farfecă. A ta, mă. Aveți vreo mașină de tuns aici? Ia. N-ai. N-am. N-ai. Ia uite, bă. Ia. Și fade-ul cu ce îl faci? Îl faci în farfecă? Eu nu fac fade. Eu fac fate. Fate? Yes. Adică? Adică? Sper că iese bine. Fai cu speranță. De când promovez și vând pentru Barber Store, care sunt prietenii noștri și le mulțumesc pe această cale pentru tot ce fac pentru industrie și că există, pentru mine personal au acolo un loc în inima și sufletul meu, mă sună foarte mulți frizeri din țară, clar. Eu cum le fac cu Connect, tu mă sună, a, ce mașină îmi recomanzi? Care e cea mai bună mașină? Care e cel mai bun trimmer? Întrebări doar despre mașini și trimmer, foarte puțin. 1% din întrebări sunt despre farfeci, ceară de păr sau alte așa. Poate că nu știu o chestie. Ia? Că mașina tunde singură dacă ea e aia cea mai bună.
Da, exact, care e cea mai bună? Exact, cine mă întreabă care e cea mai bună mașină de tuns, ăla care nu știe să tundă. Dar asta vreau să accentez. Toată lumea mă întreabă despre mașini de tuns, niciunul despre farfeci. Când mă uit pe pozele lor pe WhatsApp-uri sau pe toți au farfeci tatuat pe gât, pe cap, pe spate, pe alea, nu mai pune nimeni accent pe farfecă. Își iau mașini de sute de euro și farfecă de 10 de euro. Am înțeles. Ce părere ai tu despre combinația asta? Probabil că da. Oricum trăim într-o perioadă în care se pune foarte mult accent pe fade-uri. Asta o să dispară și atunci nu știu ce o să se întâmple. Eu zic că nu o să dispară fade-urile. Nu o să dispară complet, dar deja trecem la mallet-uri, deja trecem la taper, deja se duce încet, încet astea trendul. De festivaluri, trendul. Exact, da. Ideea e că, ți-am zis și mai devreme, eu am farfeca asta pus aici. Deci e importantă farfeca. Da, e cea mai importantă pentru mine. Ea face diferența, nici de cum mașina de tuns. În viziunea mea, fetelor, cum văd eu lucrurile. Farfeca face diferența la mașina. Ascultați la mine. Și când am spus fetelor, m-am referit la toată industria. Hai, dați cu hate. În comentarii. În comentarii, bineînțeles. Bă, nu știți, oriunde. Oriunde și oricum. Dar chestia asta, că apar barbershop-uri ca ciupercile pe... Ca ciupercile. Ce părere ai? Că acum, și ăsta e, e un trend. La voi în oraș nu știu dacă sunt. Că la voi e mai mic oraș și mai la mare, dar... În general... Sunt, să știi. Și apar la 5 luni de zile mai bang. Iese câte o ciupercă de acolo. Păi și ce părere ai despre asta? Vor dispărea? E doar un val acum? Vor cu fi, siguranță vor timpul o să rezolve sau să, o să răspundă la această întrebare corespunzător. Nu știu ce să zic. Fiecare are un vis și dacă a reușit să și-l îndeplinească, nu știu ce urmează să se întâmple. Că eu mulți își fac frizerii, nu că visează, că mamă, eu visez, că nu toți s-au apucat de meseria asta din pasiune sau din dorință, cum suntem noi câțiva. Majoritatea s-au apucat în ultimii 3 ani că e cool, e la modă și ușor de făcut. Ți-am zis, asta e concluzia pe care am tras-o și eu și nu știu ce să zic din prin prisma lor, cum văd ei lucrurile. Eu știu cum le văd. Cum le vezi tu? A, pe tine nu te interesează, păi, nici ești așa umblat. Da, mai mult stau în salon. Noi, îmi place, tu trebuie să fii politically correct tot timpul și... Tu stai în salon și evoluezi, lucrezi foarte... Mie îmi place cum lucrezi tu pe creativ și pe astea. Mulțumesc. Eu mă tot întreb, și nu numai eu, tot timpul un alt coleg din industrie o să se întrebe despre tine, despre cel pe care îl va privi. Bă, ce faci, sau nu, cu ce faci tu, cu ce ajuți industria beauty? Aia care pasă, aia restul nu mă interesează. Dar eu te întreb și eu la fel, prin ce faci tu? Pe viitor sau prin ce o să faci sau prin ce faci tu, cu ce ajuți industria beauty? În prima fază m-am focusat pe zona de unde provin, de la mare. Ah. De la mare. Da. Distanță. De casă. Da. De la Constanța, reprezint Constanța, știi că este o... Da, m-am focusat pe zona mea și mi-am dorit să cresc un pic standardele. Sper că... E ok ce am făcut până acum, datorită seminariilor la care am participat și am fost prin țară, am văzut că de la Constanța nu prea vine nimeni la seminarii. Cum vin de la Craiova câte 10 și se înțeleg toți între ei și... E un exemplu da. Aleatoriu. Toriu. Ideea cum e că... Clujul, Clujul iar e foarte rasist pe seminarii, ei sunt foarte individualiști, artiști care nu... Ei nu merg în seminarii, ei deja... Da, ce voiam eu să merg zic la școli, e că legat de câți oameni am văzut eu la seminarii prin țară, m-a făcut să înțeleg că nivelul vrea să fie mediu sau cum e el în momentul respectiv. Nu e vorba de nivel. Vreau să cresc nivelul și standardele în Constanța. Exact. Asta mi-am dorit în prima fază pentru mine și pentru băieții de la mine din salon. Băieții mei, niște derbedei, oh, sunteți băieți, eh? Yeah. Sunteți băieți. Ideea e că, da, nu găsești foarte mult și atunci în Cluj erai singurul din Constanța.
M-am simțit bine atunci când m-ai menționat, nu știu dacă îți mai aduce aminte. Păi eu mi-aduc și aminte. Și chiar am speriat că o să câștig forfeca aia de la Dovan, da. Dar ți-am dat, ți-am luat interviu, nu? Parcă. Trebuie să ne uităm la episod, nu? Nu a fost rasist? Sau? Cred că ceva te-am întrebat. Mi-ai luat la One. La One? La București, la când a venit Josh. Joshua? Da, că erai cu geanta, cu valiza. Eram peste tot. Dezvolți partea asta a ta pe... tehnica asta pe care o ai tu de a face diagnoza corectă oamenilor. E un lucru pe care puțină lume îl studiază atât de amănunțit precum o faci tu. Și eu cred că asta o să ajute cu adevărat industria. Accentuarea stilizării fiecărui client, să-i pui ce îi se potrivește, da. După stilul de viață, după haine, după alea. Că tu știi să faci și de-astea de festival, am tot Tomorrowland și unii mai merge lumea la Liberty Parade. N-am doar pancări în scaunul atuns. Păi nu, dar ăștia de la mare. Ai marinari? Da. Wow. Știi ce frumos e când ai 10 marinari și îți pleacă 8 în voiaj? Câte 7-8 luni? Și tu trebuie să fii un fel de papai. Și tu, da. Bagi spanac? Da, nu bag. Dau spanac. Dacă vreți spanac de calitate în Constanța, căutați-l pe Vică. Da. Fii atent, am ajuns la rubrica Sfatul zilei. Doar că o să o distorsionăm. O să o distorsionăm un pic, pentru că m-am decis așa. În sfatul zilei aș vrea să-mi dai mie un sfat personal, să-ți dau eu un sfat personal. Și un sfat pentru... Și după aia le dăm un sfat zilei, per general. Dacă vrei. Cine începe? Cine începe? Nu contează cine începe, mai important e când se termină. Nu? Asta o știu de la prietena mea. Poate să fie ăsta... Nu, trebuie să fie ăsta sfatul zilei. Ăsta e așa, a ieșit. Am înțeles. Hai că... O să te rog să-mi dai tu un sfat ca să te dezgheți eu, că după aia eu devin melalcolic. Cum? Melalcolic. De la cafea. Să o dau. Bun. Păi sfatul meu pentru tine. Cred că ar trebui să... Stai că încerc să mă reconfigurez traseul. Foarte bună cafea de la Aio Cafe. Cred că de acolo nu se trage. Vezi când trebuie să devenim sentimentali. Nu, serios, dacă ai un sfat pentru mine, îl primesc cu drag. Este o concluzie mai mult decât un sfat. Eu vreau sfat. Dă-mi un sfat, bă, ca prieten, ca artist, ca ce vrei tu. Dă-mi un sfat, mie, ce mi-ai zis. Bă, du-te la sală, bă, nu mai scuipa pe stradă, nu mai sufla în țavă. În prima fază plec de la ideea că nu știu cum faci față la atât de multe proiecte. Și ca sfat... Cred că ar trebui să te mai odihnești, că s-ar putea să... Te strați la față, ca țapul? S-ar putea să cedezi la un moment dat. Bă, dacă mor eu, crezi că plânge cineva? Asta este sfatul tău, să mă mai odihnesc? Da, să ca știi să că... fii mai productiv, că nu ești în general, de sfatul... probabil în 99% din cazuri. Din cauza oboselii. În general, sfaturile sunt ascultate și băgate sau nu băgate în seamă. Eu o să-ți ascult sfatul și pe cât posibil. Vino în vacanță la mare. Mamă, ce bine mi-ar prinde. Păi vezi, aici era ideea. Că... Trebuie să mă înveți cineva să not. Dar... Colac ai? Că știu eu... Dar cum n-am eu colac? Păi vreau să-l dau pe al meu. Ah, păi vezi? Suntem în grafic. Avem doi colaci, pomana să facem. Sfatul pe care ți-l dau eu... Mamă, ți-ai pus ochelari. Da, ochelari Matahari. Sfatul pe care ți-l dau eu este așa. Vică, da, nu renunța niciodată sau nu. Încearcă să nu pui niciodată la suflet orice vorbă din industria beauty.
Atât. Că e bună? Sau că e rea? Am să memorez. Asta chiar ți l-am dat de suflet. Pentru că știu că ești la un start de drum, la o altă etapă a vieții tale, da, și da. De obicei vorbele și alea bune și alea rele te pot descuraja. Sau poți să te facă să o iei în altă parte. Nu știu cât îți place ție să o iei și în altă părți, dar chiar te pot descuraja anumite lucruri. Sau poți să te influențeze, zică, mamă, dar tu mâine numai profesor trebuie să fii. Și încet, încet, nu. Fă-ți tu filmul tău. Eu sunt pe filmul meu oricum. Și succes cu ce faci de acum înainte. Deci urmăriți-l pe Vică pentru că are niște surprize incendiare. Dacă nu l-ați avut până acum, de acum o să vi-l doriți. Care este sfatul zilei pentru... Nu, de fapt, ăsta e. Care este sfatul zilei? Da. Bun. Am să mă raportez la sfatul pe care mi l-am dat eu mie când am decis să mă implic în evoluția mea vis-a-vis de pasiunea mea, adică tunsul. Și cred că e foarte important să te implici și să... În prima fază trebuie să îți dai seama care e pasiunea ta. Dacă ai găsit pasiunea ta, mi se pare că trebuie să faci sacrificii ca să poți să ajungi într-un punct în care lucrurile vin natural. Implicare, sacrificii și tot o să fie ok, în principiu. Asta e sfatul. Să nu mai vorbești din cărți, vorbești din ce ai trăit tu, da? Asta am făcut. Eu știu. Alții... Nu, am vorbit din cărți. Păi alții iau textul lui George la Monaca și îl învață pe de rost și îl bagă în seminarii, că am văzut. Trecem... de la zi. Zici, hai că știți voi, scrieți-mă în comentarii. Ce este? Tu ai 31 de ani, nu? Și 2. Și 2, mulți înainte. Mult. Acum 1 în plus, 2 în minus, ca la copii, nu mai contează. Să... Felicitări, Costi, căsătorești. Să ne chem pe toți la nuntă la tine. Că noi ăștia care suntem frizeri facem bani și lăsăm în plicuri multe. Care este secretul? Nu al tău ca frizer, așa, în general. Care este secretul unui antreprenor atât de tânăr? Să-i funcționeze business-ul. Iarăși cred că vine natural. De asta spun că... Trebuie să te naști. Nu, trebuie să te implici, să depistezi pasiunea, să o exploatezi la maxim și efectiv lucrurile o să se întâmple pentru că... Păi dacă eu am pasiune, după aia gata, așa, merge business-ul de la sine. Păi nu, asta zic. Pasiune, implicare, dedicare, trebuie să investim în educație cât mai se poate viață, de mult. Mai ai viață socială? Nu. Vezi? Sincer, n-am. Păi asta zic, sacrificii. Nevasta ta cu care urmează tu să te căsătorești și care felicitări și care o să mă ei mulțumesc că m-a înțeles. Bă, femeile din industria bărbaților și bărbații din industria femeilor, felicitări că suportați obsedați din ăștia de meserie. Eu știu, pentru că și eu am pierdut multe femei, nu multe, câteva, 10. Nu, am pierdut câteva fete, cred că 2. Dar de una știu sigur că îmi pare rău. Pentru că mi-am pus meseria pe primul loc. Șervețelele? Nu mă, că eu dau cu mâine ca de la cămașa ta. E greu să stai lângă, tu ca om normal al societății, să stai lângă cineva disperat de industria beauty. E greu. Și pe această cale o felicit și pe soția și nevasta ta. Și eu. Să dea Dumnezeu mult înainte. Și... felicitări. Chiar felicitări lui Lexi că te sprijină și că te mai suportă. Faceți nunta, chemați-mă naș sau măcar de asta staroste. Ananaș. Staroste la nuntă. Nu vrei staroste la nuntă? Trip de ucenic la tine la nuntă. În fine, discutăm după. Felicitări fetelor pentru că suportați băieții din frizerie și fetelor din beauty că... Înțelegeți, bă, că le suportăm ca invers. Oameni. Așa. Mă, eu zic că am început să te cunoaștem puțin, o să te tot vedem peste tot. Da. Ca să nu încheiem așa ca fetele sau ca băieții.
Zi, un banc. Ca să plecăm liniștiți acasă. Că tu pari genul de băiat amuzant așa. Banc. Am zis banc. Asta, nu știu. Banc. Ai să spun un banc. Nu știu niciun banc. Spune o glumă. Glumă. Vrei? Da. Da, nu știu, ți-am zis, sunt efectiv deconectat. Zi, total. Tu cum să nu știi ce la banc, dacă tu ești la Crai, la Constanța? Banc de lucru, banc. Nu banc știu. De lucru, banc de pești, bancuri la mine, bancuri la tine. Dumne de astea, nu știi nimic? Nu. Deci la Constanța nu se glumește. De acolo și apa e sărată și nevasta e fideală și bărbatul muncitor. Spune tu un banc pe care vrea să-l spun eu. Pe care vrea să-l spun eu? Da, ca să livrăm... Nu știu, nu știu bancuri cu bani, n-ar spera să știi tu unul de ăsta marinăresc. Nu știu. Nu știu, pe cuvântul meu. Ba, vezi? Așa e. Foarte important când nu știi să recunoști că nu știi. Vică, asumarea. 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 Asu din mânecă, da. Joc de cuvinte, nu mai... Spune-mi. Mai vrei ceva să ne transmiți, ceva ce crezi tu că ar trebui să spunem și n-am povestit? Nu, cred că trebuie să nu mai spun nimic, pentru că data viitoare nu voi mai avea ce să spun. Păi, nu vei mai avea, dacă nici tu nu mai vei avea, eu ce dracu mai mă fac, cum spun bucureștenii. Deci, domnule Vic, acestea fiind spuse și în încheierea acestui episod, în primul rând vreau să-ți ofer un cadou din partea sponsorilor noștri, Barber Store România. Am înțeles că vă și înțelegeți foarte bine, cu seminarii, cu toate alea. Mulțumesc frumos! Mulțumim Barber Store pentru susținerea podcastului. Mulțumim cafenelei IO, vecinii noștri care ne oferă aceste mese făcute handmade și care ne oferă câte ceva de băut pentru invitați. Și bineînțeles, dacă mai știți oameni care vor să sponsorizeze acest podcast, cu drag să ne contacteze în privat. Pentru că avem loc de sponsori, suntem doar la început. Susțineți industria. Nu? Da. Dragule, ales bulez. Sănătate. Dragi urmăritori, cam astea au fost poveștile cu Vică de la Constanța. Mulțumim Barber Store pentru susținere, mulțumim cafeneaua IO pentru că ne susține în desfășurarea acestui podcast pe Trip de Ucenic. Intrați și voi pe site-ul nostru, like, share, subscribe, intrați pe magazin, pe acolo vedeți ce servicii avem. Vă așteptăm în studiourile noastre și vizionare plăcută pe viitor. Lăsați în comentarii. Like, share, subscribe, dați acolo de toate. Vă pup!